Orfanii care locuiesc în prezent în căminul de la liceul Auto se vor muta în maximum un an într-un bloc social construit pe strada Ciocârlău. Decizia a fost luată de autoritățile locale pentru ca aceste persoane defavorizate să fie ajutate. Locuințele care urmează a le fi puse la dispoziție fac parte din categoria celor sociale, construite pentru nevoiași din oraș. Construcția celor două blocuri a demarat, fundația fiind deja realizată. Termenul de execuție a celor 64 de unități locative, garsoniere, este de un an. În afara faptului că se realizează cele două construcții, investiția cuprinde și amenajarea întregii zone aferente, de la spații verzi, alei pietonale, alei carosabile, parcaje, racordurile la utilități, bineînțeles, loc de joacă pentru copii, platformă pentru gunoi și toate dotările necesare. În condițiile în care un bloc va fi oferit orfanilor, doar unul va rămâne pentru a fi repartizat celor care au depus deja dosar. Până în momentul de față au fost depuse aproximativ 600 de cereri pentru locuințele sociale. Se primesc în continuare. Fiecare persoană care dorește să aspire la o locuință socială trebuie să depunească anumite criterii. Valoarea celor două blocuri construite este de 7 milioane de lei.